Bună seara, bine ați venit la o nouă întâlnire cu Asociația ROST și Fundația Sfinții Închisorilor. Pe invitații noștri din seara asta, îi cunoașteți foarte bine și nu o să le mai fac fiecare câte o prezentare în extenso. Vă voi spune la început câteva cuvinte despre tema conferinței din această seară, legată indisolubil de cartea pe care o vedeți expusă pe această masă. Tema centrală este a crede. Credința în neam și în Dumnezeu. O credință care se cere mărturisită și pentru care e nevoie uneori de jertfă. Deseori e nevoie de jertfă, dar uneori e nevoie de jertfa supremă. Sau cel puțin, până acum a fost, în cazul României, și este în continuare în cazul altor teritorii unde creștinii nu sunt majoritari și unde sunt încă uciși pentru credința lor. Știm foarte bine că atât iubești cât jertfești. Nu o spun eu, au spus-o alții mai învățați. Și tot ei au spus că nu există credință fără dragoste. Una se alimentează pe cealaltă. Dragostea de neam presupune și credința în neam. Și cheamă la jertfă. La fel, dragostea de Dumnezeu, dragostea de familie și, de ce nu, dragostea de celălalt. Chiar dragostea pe care o numim Eros are în ea o credință. Nu poți să crezi, nu poți să iubești pe cineva dacă nu crezi în el. Și atunci când n-ai motive să crezi, în ciuda evidenților, ți le fabrici. Trebuie să crezi în persoana pe care o iubești. O seamă de personalități ale românilor au probat această credință a lor printr-o dragoste dusă până la ultimele consecințe, până la jertfa supremă, cum spuneam. A mărturisit, veți vedea că domnul Codrescu va detalia înțelesul acestui cuvânt, a mărturisit este nu doar a vorbi, ci și a făptui. Și așa s-au născut pe pământ românesc eroii, sfinții și martirii noștri. Cartea domnului Răzvan Codrescu, care a prilejuit întâlnirea din această seară, s-a oprit asupra a 82 de personalități extraordinare, care au mărturisit și au jertfit. Cele mai multe au trecut prin închisorile comuniste, dar domnul Codrescu nu a căutat tot din adinsul să se oprească doar asupra unor personalități care au făcut închisoare pe timpul comunismului, ci acolo l-a călăuzit istoria românească. Cartea aceasta este, dacă vreți, un manual al demnității românești. Ne învață cum să stăm vertical. Este totodată un document, și aici voi folosi un cuvânt pentru care sigur voi fi taxat de teologi, al mândriei naționale. Trebuie să crezi în neamul tău, trebuie să ai temeiuri, să fii mândru de neamul tău, ca să ajungi să te jertfești pentru el. Să poți iubi fără rest. Și din acest punct de vedere spun că este un document al mândriei naționale. Pe de altă parte, este un manifest polemic, pentru că este un distrugător al demnitizatorilor, să zic așa. Și este și un demnistificator al unor proști mitizatori, asupra cărora nu vreau să mă opresc neapărat, pentru că aș lungi foarte tare cuvântul meu,
dar vă asigur că merită să vă opriți dumneavoastră în lectura cărții. Pentru că așa veți afla lucruri foarte importante despre nume care sunt vehiculate în contexte improprii, cel puțin. Nume mari ale istoriei noastre și ale culturii românești. De asemenea, cartea este un omagiu celor care sunt evocați în ea, este o temelie a credinței noastre, este o oglindă care ne poate face să ne rușinăm de cei care suntem astăzi, pentru că nu mai suntem la măsura acestor repere românești, dar ne poate ajuta să ne și retușăm puțin atitudinea, discursul, dacă vreți, și mai ales trăirea. Este o carte și de povestiri adevărate. Așa cum probabil că mulți dintre dumneavoastră, când erați mai mici, așa cum mi s-a întâmplat și mie, a citit cu plăcere legendele Olimpului, de pildă, ar fi cazul să citiți și legendele, dar adevărate, ale românilor. Este o carte despre feți frumoși și lene consânzene, despre trimișii lui Dumnezeu pe pământ, despre muritori care s-au ridicat la cer prin tăria lor de caracter. S-au ridicat la cer nu doar cu sufletul, pentru că au părăsit trupul, ci s-au ridicat la cer încă în trup fiind. Este de asemenea, după părerea mea, și iarăși voi folosi o expresie, poate că considerată excesivă de dumneavoastră, dar am asumat riscul, este un tratat de sănătate sufletească. Așa am simțit eu când am luat această carte în mână. Te învață cum să te faci bine după ce ai trecut prin 45 de ani de comunism. Toate aceste calități ale volumului de față ne-au obligat nu doar să-l edităm, ci și să-l promovăm cu insistență. Nu este prima întâlnire în jurul cărții mărturisitorilor, dar este, după părerea mea, cu adevărat o întâlnire eveniment, pentru că tema este importantă, pentru că în conținutul său volumul este foarte important, de știut de către toți românii, și pentru că propune o formulă a vorbitorilor mai rar, de care aveți parte mai rar. Cred că nu i-ați mai văzut pe aceeași scenă pe domnul profesor Pavel Chirilă, pe domnul Dan Puric și pe domnul Codrescu la un loc, cel puțin de un an de zile sau un an și jumătate, dacă bine îmi amintesc eu. Și acum, cred că în mod neuzual, o să-l invit pe domnul Codrescu să vorbească despre ce a vrut cu această carte, pentru ca ceilalți doi vorbitori să aprofundeze anumite subiecte din ea și mai ales să vorbească despre tema conținută și în carte și propusă și pentru conferința de astăzi.